Spune cum s-a întâmplat războiul cu Hitler, Marius. Nu mă mai... Gata, așa. Și ăsta, Mihai Viteazu. Așa, cu Mihai Viteazu, cu Hitler. S-a întâlnit cu Toma Caragiu. Și ăsta a venit bolisețe să ia potorit, să nu facă război. Unde stăteau lăutarii? În coteț? Sunt cine? Bă, lasă mai te povestească războiul. Când s-au întâlnit, ce-au vorbit? Ce-au vorbit, Marius, când s-au întâlnit? Cine s-a dus asta peste cine? Mastru peste Boli Sețen. Așa. Și zicea că că e umoră. Pe cine? Pe Toma Caragiu. Așa. Așa și și ce? Și ce zicea? Dacă nu Mihai Viteazu, bă, Toma Caragiule, hai să merge că ne omoară austrienieri. Și a venit ăștia cu război. A venit Florin Piersic, a venit Jean Piersic. Da. Aha. În război acolo. Aha. Și ce zice? Toma Caragiu, dacă nu vii cu garda. Vii și cu gașca mea, dar vii și cu garda ta. Dar ne omoară ca șobolani, ca câini, ai auzit? Ai auzit? Și ce zice Bolisențen? Oane, ce zic? Votăriți-vă că sunteți neniștiți. Cum, păi în ce limbă le-a vorbit ea? Rusesc. E și cum vrei aia? Rusesc? Vorbește rusește ca el. Bună, bro, am nevoie de far, chief. Am fost fi de da da bani, su. Am fost de da da da, bă, n-am dau că bem. Cam pe dat, s-o bine vreun da da. Așa, și acum spune-ne de lăutari când stăteau... Și salam, când a venit salam, ce el a zis? Ha? Salam. Ce lăutari a venit acolo? Salam? Salam, dar stătea pazdic cu pușca pe mână. Și Mihăiță Piticu? Mihăiță dormea în veciu. Și Salam unde stătea? Salam stătea cu pușca pe mână, așa. Și Vale Vigilie cu ăștia... Vale Vigilie conducea un tractor. Aha. Și Sonel Pușu... Ce făcea Sonel Pușu? Dormea în grăjd. Așa. Și? Ha? Și? Cum e? Cum începe povestea asta? Că s-a dus în pace, ce a zis că s-a dus în pace? Stați liniștiți, bă. Și Livi Pușu dormea sub căruță. Pentru că Cerger dormea în coteț. Și Ionuț, ăla mic. Ionuț Cercel. Montanul ăla mic, ce văd. Ionuț Cercel dormea cu capul în găleată. Capul în găleată. Și...